Doi frați adolescenți de 13 și 15 ani și-au pierdut viața aseară după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren la o trecere peste calea ferată din Bistrița Năsăud. Șoferul, care a scăpat de afăr, le-a spus polițiștilor că pur și simplu nu a văzut indicatorul de oprire. În tren se aflau 20 de călători, aceștia au scăpat nevătămați. În mașina lovită de tren se aflau 4 persoane. Mai aveau 5 km până să ajungă acasă, în comuna mureșană Tușinu. Drumul i-a dus prin Micești de Câmpie, unde la trecerea peste calea ferată nu sunt bariere, ci doar o cruce a Sfântului Andrei. La volan se afla un bărbat de 32 de ani. Polițist. Conducătorul auto a declarat că nu a reușit să observe indicatorul de oprire la calea ferată, fapt pentru care nu a oprit efectiv la calea ferată și a fost surprins și accidentat de tren. Atât șoferul cât și un pasager de 41 de ani au scăpat cu rănișoare. Au reușit să iasă singuri din mașină, nu și pentru cei doi adolescenți care îi însoțeau și nici cei doi câini pe care tocmai îi cumpăraseră. Paul Rodilă, IPJ Bistrița Năsăud. În urma impactului, doi minori de 13, respectiv 15 ani, pasagerii în autoturism, au fost răniți și ulterior declarați decedați datorită leziunilor suferite. 20 de pasageri se aflau în tren în momentul impactului, motiv pentru care autoritățile au declanșat planul roșu de intervenție. Călătorii au scăpat însă doar cu sperietura. Șoferul mașinii și pasagerul de 41 de ani au fost transportați la unitatea de primiri urgențe din Târgu Mureș cu răni în zona capului. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă în acest caz.